tuturor și bine v-am găsit. Astăzi ne întâlnim sau ne revedem din Chișinău, din Republica Moldova. Oficial sunt pentru prima oară aici, mă aflu pe meleagurile sau în țara de unde este iubita mea, din Republica Moldova, mai exact în Chișinău. Scopul videoului de astăzi sau vlogului este de a descoperi cât mai multe locuri. Așa că dați un mare like acestui video. Mergând așa frumos pe stradă, am dat peste lacul, ce-l veți vedea imediat. Ghidighici. Se numește Ghidighici, direcția Streșeni. Mergem acolo la niște rude de-a lui Ana și ne-am oprit 2 secunde. Suntem în Moldova ajunși de ieri. Chestia legată de COVID aici practic nu există. Toată lumea este liberă, liniștită și asta este super, super tare. La vama la fel, ne-au pus doar o întrebare dacă am făcut un test. Am descoperit o casă tare sinistră în pădure. This is Streșeni. Streșeniul este în modernizare, din câte vedeți. Frumos, elegant. Și acum căutăm, ce căutăm? Flori. Ailei moldovenești? Ailei. Mamă, dacă ți-ai. Bă, Ștefan cel Mare pe banul. Prima oară care văd banii moldovenești. 200 de lei, Ștefan cel Mare. Ăștia ar fi în jurul de 50 de lei românești. Am luat o plăcintă cu carne. Bună, 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 bună. Și avem aici cu varză și cartofi. Ceva tradițional, super gustos. Bombă. Asta fiind satul unde te-ai născut. M-am născut în Streșeni. Așa. Și am copilărit la Vorniceni. Centrul Vornicenilor. Hai să scoatem așa. Ce-i drept, e frumos. Să revii în locurile unde ai crescut. Da. Unde ai copilărit. Uitați aici, o bestie de mașină. Day 2. Să ne continuăm plimbarea noastră prin Chișinău. Noroc, noroc. Mergem către centrul orașului. Să vedem care e treaba pe acolo și cum este. Așteptăm autobuzul către centru. După o călătorie de 20 de minute pe o rază de 2 km, am coborât într-un final. A fost o experiență mișto. Interesant. E interesantă, da. Eram de 2 ori să ne facem pilaf, piure. A frânat șoferul de 2 ori. În față avem teatrul Mihai Eminescu. Acum ne aflăm pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, așa se numește. Acolo vedeți poșta și traficul din Chișinău. Sala cu orgă. Acesta este Consiliul Municipal, adică primăria. Și aici avem indicator. Cred că mergem la Tel Aviv în curând. O să vă arăt toate chestiile interesante, de la vedere așa, îmi place foarte mult. Acum ne îndreptăm către Arcul de Triumf. Arcul de Triumf. Aici în față este guvernul Republicii Moldova. Toți băieții. Imediat o să merg în partea aia acolo să vă arăt statuia lui Ștefan cel Mare. Sincer, centrul Chișinăului este foarte, foarte frumos.
Ia spune-mi, cum te simți? Mă simt foarte bine. Statuia lui Ștefan cel Mare. L-am văzut și pe Ștefan și acum ne îndreptăm către un restaurant să mâncăm ceva. Da, ambulanțe, poliție, din 5-5 minute. Mușchi de porc. Am mâncat un piculeț, mai mult, așa ne-am zădurat. Un pic timpul de așteptare a fost cam lung, dar mâncarea a fost super la gust. Ți-a plăcut? Da, a fost la penthouse. Am ajuns la Parlamentul Republicii Moldova, vedeți numărul 30, sunt 30 de ani de independență, dacă nu greșesc. Am ajuns la băieți aici și acum gata, plecăm, îi lăsăm în pace să muncească. Da, muncesc în greu. Ce săraci, haideți. Am ajuns la președinție. Nu cred că o găsim pe doamna președinte, Maia Sandu. Ne-ați face cu mâna sau nu? Poate iese doamna președinte afară să ne salute. Nu, ies! Da, uite, fă-le cu mâna ala. Dați un like acolo. Un like mare. Am ajuns și la teatru. Astăzi se desfășoară Târgul Mierii de Albine. Este în desfășurare aici. În fața teatrului. Acolo e teatru gastronomic. Miere de albine cu felurile. Bună. Mă, este mai tare. Miere de tei și pagure cu calcăm. Ce gustos! Suntem în diabet. Turul nostru în centrul Chișinăului cam ia sfârșit, să zic așa. Dar continuă cu altceva. Interesant. Ceva foarte interesant? Da, haideți cu noi! Rămâneți aici și nu dați dislike. Many hours later. Așadar, am ajuns la beciurile subterane Cricova, la cea mai mare cantină de vin din lume. Și o să mergem undeva la subsol, la 90 de metri, să vedem beciurile ce stăpânesc, dacă nu greșesc, peste 10 milioane de sticle de vin. Și acum o să descoperim totul împreună. Cricova. Ce mai spune și Cricova, regatul vinului. Am rezervat un tur ce ne costă 450 de lei moldovenești. Asta ar fi undeva la 25 de euro de persoană. Aștept să vedem. Ne-am urcat în trenulet. Masca este obligatorie. De pe am pornit cu trenuletul. Ciu-ciu. Niște butoaie gigante. Ne aflăm într-un adevărat oraș subteran care a fost oficial fondat în anul 1952 de către venificătorul emerit al Republicii Moldova, Petru Ungureanu. Dar începând cu secolul XV, aceste crame se utilizau pentru extracția pietrei de calcar, mai numită în popor și piatra de cotileț. Ne aflăm cu dumneavoastră la o adâncime de aproximativ 55 metri sub stâncă. Vinurile se păstrează în aceste butoaie, vorbim despre un stejar de munte. Ele se numesc baricuri, cu o capacitate de la 225 la 450 litri. În spatele dumneavoastră, cele mai mari butoaie, ele se numesc budane, de la 4 la 6 tone. Ca într-un adevărat oraș subteran, avem și denumiri de străzi, ne aflăm acum cu dumneavoastră pe strada Dionis. El este seul vinului și a distracției. Suntem la adâncime de 100 de metri sub pământ, adâncimea maximă ar fi. Și acum intrăm în fabrică unde se produce șampania. Să vedem cum se face șampania. Fermentarea primară a acestui vin are loc în recipiente special
speciale din inox, iar fermentarea secundară în aceste sticle pe care le importăm din Germania. Împreună cu vinul liniștit, în fiecare din sticle se adaugă o licoare de tiraj, care constă din levur și zahăr. Deci astfel începe procesul fermentării secundare și timp de 2 luni vinul liniștit se transformă într-un vin efervescent, în vin spumant. Reacția dintre levur și zahăr. Desigur că nu putem consuma un asemenea spumant, avem nevoie să eliminăm sedimentul, iar atunci când pupitrele din lemn sunt pline cu sticle, în această secție avem 500.000 de sticle cu vin spumant. Super, super interesant! Ați vedem? Deci sunt o mulțime de sticle. Și ne-au spus deja că aici vor fi undeva la 6-7 grade. Se simte la degete. Eu care am intrat în sandale. Asta ar fi un cinema subteran. Vom viziona un video de 15 minute. Aha, o să avem parte de degustare de un vinișor. Toată lumea a auzit de Prosecco, vinul spumant ce se produce în Italia, la noi de la denumirea Cricova, Criseco. Uite așa. Ce este vinul? Ispită, savoare, sângele Domnului, leac, speranță sau poate un mod de viață? Vinul este una din primele creații ale umanității. Cea mai nobilă și mai enigmatică băutură a omenirii. O sticlă de vin conține mai multă filozofie decât orice altă carte din lume, afirma Louis Pasteur. Cicero spunea despre vin că este o poezie îmbuteliată. Pentru unii licoarea împăraților, pentru alții băutura civilizațiilor. Pentru mulți, vinul este pur și simplu simbol al prieteniei și ospitalității. Ce este Cricova? O simplă hrubă? Un acumulator de experiență? Un promotor de high-tech? Arhivă de istorie și cultură? Legendă? Tradiție via neamului? Conform unei legende, cândva, pe când vântul se lupta cu stâncile și apa cu pietrele, trăia un călugăr care făcea pentru rânduirile bisericești un vin nemaipomenit. În 1842 a fost fondată Școala de Horticultură din Basarabia, fiind cel mai vechi atelier de formare a viticultorilor. Sunt cu adevărat de neîntrecut în lume. Aici, istoria, arheologia și arta vinificației unite într-un tot întreg dau naștere unui adevărat miracol. Hrubele coboară în adâncimea stâncii până la 100 de metri de la suprafața solului, având o lungime totală de peste 100 de kilometri, formând adevărate labirinturi. Fiind amplasate sub întregul orășel Cricova, ele reprezintă un adevărat oraș subteran al vinului. Întâlnești străzi cu denumiri mai puțin obișnuite. Cabernet, Dionis, Fetească, Aligoté, Sauvignon. Fiecărei străzi îi corespunde astfel numele vinului pe care îl păstrează în nișele adiacente. Și o mică biserică, ea se numește Biserica Tuturor Sfinților, oaspeții care doresc o ceremonie precum cununie, botez, pot opta pentru această bisericuță. Vreau să menționez poza albunelu din partea dreaptă. Vorbim despre cosmonautul rus Yuri Gagarin. El ne-a vizitat în anul 1966. După legenda, Gagarin este unicul oaspete care s-a pierdut în crame pentru 2 zile. A intrat pe 8, a ieșit pe 9 octombrie. Toate sticlele cu vin se păstrează în aceste găsuțe care se numesc oficial case. De asemenea, din ce motiv nu avem voie să atingem aceste sticle, praful de pe ele este considerat un praf nobil. Și atunci când dumneavoastră doriți să achiziționați o sticlă cu vin de colecție, praful este primul indiciu că, într-adevăr, sticla a stat perioada necesară de timp în vinotecă. Cum am menționat, dintr-un 1.000.000 de sticle, 20.000 sunt vinuri cu valoare istorică. Dacă ați memorizat în filmuleț, s-a vorbit despre cea mai veche sticlă cu vin din anul 1902. Acest vin se numește Evreiesc de Paște, a fost produs în Ierusalim în anul 1902. Unica, ea nu este supusă vânzării. Suntem într-un muzeu
al vinului. Istorie. Istorie și ce istorie. Cine are posibilitatea? Veniți, veniți, veniți. Sunt vinuri din toate țările. Chestie foarte complexă care o veți afla doar dacă veniți aici. Sala de degustare, uitați. Ăsta este locul unde se semnează contractele importante. Și asta aici este harta țărilor unde este prezent vinul Cricova. Așa, și aici. Și în America, Canada. Facem un autograf aici. From Venice. With love. Și asta este cea mai mare sală de degustare. Asta este magazinul de unde se pot cumpăra sticle de vin. Gata, către ieșire. A luat sfârșit experiența noastră la becerile regale din Cricova. Ciu-ciu. A cumpărat Ana un vin Rara Neagra, vin Secroșu și un Merlot. Experiența noastră a sfârșit aici. Aici a început, aici termină. Am avut parte de experiență super. Sper să vă placă. Aș putea spune că pentru banii care costă s-ar putea oferi niște degustări de vin în plus. Per total a fost o experiență super. Aici închidem, vă salutăm și nu mai spunem nimic. Dați un like. Dați un like, sperăm să vă placă. Ne revedem cu continuarea vlogului mâine, unde o să ne îndreptăm către România și... Piața asta găsiți tot, bă, da, tot ce vreți. E imposibil să nu găsiți ceva ce nu vreți. E super, super mare. Piața centrală din Chișinău. 75 years later. Gata cu plimbarea în Moldova, acum suntem la Vama, Vama Leoșeni, după aia Albița. Aici se încheie aventura noastră din Moldova. Sper că v-a plăcut, dați un mare like. Miros de aer românesc. După cam o oră de așteptat că au schimbat domnii tura de lucru, am intrat pe meleaguri românești. Ce se vede luna frumos. Drumuri omenești. Și nouă au fost câteva drumuri rele. Nu puteam să plecăm noi din România fără să nu mâncăm și o șaorma corectă, cu de toate. Am ajuns în județul Brașov. Dacă tot am ajuns în această zonă, am cumpărat și un Kürtosh Colac. Atât de bun. Kürtosh este ceva tradițional al zonei și nu se putea fără. Cum e Kürtosh-ul? Foarte gustos. Facem o plimbare prin centru. Centrul este super. Priviți de plin centrul. Sincer, aici pare o altă Românie. Acolo se vede numele orașului Brașov. Brașovul este un oraș foarte, foarte diferit față de restul orașelor din România. Părerea mea este... Mia Moria, spune-mi, îți place Brașovul? Foarte frumos. Foarte frumos, nu? Ce bestie de mașină aici. Un Renault. The next day. We'll be right back.
ăsta este ultimul stop în România. Sunt la bunica mea și în locul unde m-am născut eu, în satul mare, în Ardeal. Mai târziu ne vom îndrepta către Vama Petea și cred că aici se termină vlogul.